Cine i-a ucis pe Anania și Safira? Care este cauza reală a morții lor subite? Iată întrebările de la care vrem să pornim în continuarea prezentărilor noastre din Cartea Faptelor Apostolilor. Vrem să înțelegem ce spune Scriptura despre această tragedie și despre acest episod cumplit din viața bisericii creștine primare, eveniment care este folosit pentru a susține credința că Dumnezeul Vechiul Testament nu s-a schimbat și continuă să ucidă și după Golgota. Argumentul ar fi acela că frații respectivi au mințit pe Duhul Sfânt, iar el a reacționat după dreptate, omorându-i instantaneu. Nu a fost o simplă minciună, spun susținătorii acestei poziții. Ei spun că familia aceasta păcătoasă făcuse o promisiune lui Dumnezeu, oferind lucrării sale banii obținuți din vânzarea unui teren, dar oprind pentru uz personal o mică parte din suma obținută. Deoarece Scriptura se explică singură, vă invit să așezăm acest caz alături de unul asemănător aflat în Vechiul Testament și să vedem dacă Dumnezeu s-a schimbat și dacă procedează diferit sau dacă are măsuri diferite pentru dreptate. Evenimentul îl are în vedere pe împăratul David, care era căpetenia poporului lui Dumnezeu, care la un moment dat stă pe terasa palatului și admira capitala țării, în timp ce armata lui ducea bătăliile împotriva vrășmașilor. La un moment dat, privirea lui indiscretă se oprește asupra locuinței unei comandant al armatei sale plecat pe front, unde soția acestuia își făcea toaleta zilnică. Da? Natura umană, fiind ceea ce este, David se îndrăgostește la prima vedere și o transformă pe Bathsheba în amanta lui. Odată vraja risipită, el înțelege că a făcut o prostie cât el de mare, dar nu se gândește să rezolve problema pe calea corectă a mărturisirii și pocăinței. Și știți că nu se inventaseră clinicile pentru avort, așa că David încearcă mai întâi să rezolve problema prin viclenie. Și el cheamă pe Urie de pe front și îl trimite acasă, sperând ca dorul conjugal să-l facă pe acesta să șteargă urmele împăratului. Dar nu se întâmplă lucrul acesta, Urie fiind un loialist perfect, dedicat cauzei Domnului, dar mai mult decât atât, dedicat chiar împăratului lui Israel, care îi necistise soția. David intră în panică și reculge la ultima soluție convenabilă, crima. Aranjează cu Ioab o capcană, iar Urie cade în ea și este ucis de sabia amoniților. Haideți să cântărim situația și să vedem cât de lungă este lista de păcate făcute cu voia. Numărul 1. A profitat de nevasta aproape lui său. Numărul 2. A comis adulter. Numărul 3. A ucis pe soțul femeii. 4. A implicat în complot ucigaș pe comandatul armatei. Și mai am să vă mai dau. Dar să ne oprim. Sunt acestea sau nu păcate capitale? De ce nu a murit pe loc? De ce nu a căzut jos imediat ca Anania, dacă nu e o simplă minciună? De ce n-a căzut jos? De ce n-a fost omorât? Că noi știm foarte bine că Dumnezeu nostru nu se schimbă și că El nu privește la fața omului. Dacă Anania și Safira au fost loviți mortal imediat pentru o ofensă minoră, așa cum o cântărim noi, dar incomparabilă cu nelegiuirea lui David, de ce acesta nu a pățit nimic? De ce David are parte de o chemare la rațiune prin profetul Natan, iar Anania nu? Duhul Sfânt nu a mai găsit deloc răbdare pentru el? Pentru adulter, aproape viol, că vă imaginați cum se întâmplau lucrurile pe acea vreme, și crime, David este chemat cu răbdare și milă la pocăință și împăcare cu Dumnezeu, în schimb pentru reținerea unei sume modeste din ceea ce promiseseră, Anania și Safira sunt loviți mortal și fără drept de pocăință. Nu vi se pare că Dumnezeul Vechiului Testament este chiar mai binevoitor și mai blând decât cel al Noului Testament? Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Natan, profetul Domnului, are o misiune. Trebuie să pună în fața împăratului situația în lumina crudă a realității. Și vă dați seama că nu era ușor să facă lucrul acesta.
trebuia să-l facă pe împărat să înțeleagă profunda stricăciune a naturii umane și felul cum privește Dumnezeu purtarea lui. Și merge în fața împăratului și povestește parabola cu mielușeaua, da? Pe care o găsiți în 2 Samuel. Iar împăratul se aprinde de mânie împotriva omului acestuia, tunând pedeapsa corectă. Și spune, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și chiar așa era, pentru că acestea erau păcate capitale, moartea fiind plata pentru ele. Tu ești omul acela, i s-a spus. Clar, prompt și fără menajamente. De ce nu a căzut David, trăsnit de dreptatea divină pe care chiar el o stabilise, o recunoscuse și o decretase cu așa patos? De ce nu s-a întâmplat lucrul acesta? Petru, profetul Domnului, a făcut exact același lucru și nimic mai mult decât profetul Nathan. Comparați-vă, rog. El doar l-a chemat pe Anania la rațiune și i-a spus, hai să facem o analiză obiectivă a realității, fără amenințări și fără blesteme și fără alte intervenții din partea Domnului. Ascultați. Anania, pentru ce ți s-a umplut Satan, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioare? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Invitație la operațiune. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Asta a fost toată trezirea la realitate, solia lui Petru pentru Anania. Atât și nimic mai mult. O simplă descriere a realității. Câteva întrebări puse și o constatare, un sfat prietenesc. La fel ca și Nathan. Petru a expus o realitate pe care Anania o refuza. Și efectul acestei descoperiri a fost mortal pur și simplu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. De ce Anania a murit, iar David nu? Era păcatul lui Anania mai grav decât păcatul lui David? De ce David a avut timp să se pocăiască, iar Anania nu? În cazul lui Anania și Safira, nici nu era vorba tehnic de o călcare a vreuneia dintre cele 10 porunci. Când a depus banii la picioarele apostolilor, nu i-a cerut nimeni să declare suma primită sau cât vrea să doneze ca să-l putem acuza că a mințit. A dat cât a vrut să dea, nu? Cât a avut el să doneze. Și nu l-a obligat nimeni să aducă suma totală pe care o încasase pe moșioare. Asta îi spune și Petru. Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Și încă ceva. Dumnezeu nu ceruse niciun ban de la membrii noii biserici format. Niciun. Nici o zecime și nimic. Nu veți găsi nicăieri apelul ale ucenicilor pentru donații, campanii de strângere de fonduri sau predici manipulative ca oamenii să bage mâna mai adânc în buzunar așa cum vedeți la fiecare pas. Mai să nu vi se întâmplă ce s-a întâmplat la Anania și Safira. Și am încheiat paranteza. Ceea ce vreau să vă spun este că acolo era doar un gest spontan provocat de înțelegerea noilor realități ale împărăției lui Dumnezeu în care bunurile acestei lumi nu valorează nimic. Când ai viziunea a împărăției lui Dumnezeu prin revărsarea Duhului Sfânt în ceea ce se întâmplase la ziua cincizecimii, în ploaia timpurie, această revărsare moderată, bunurile lumii nu mai valorează nimic. Duhul lui Dumnezeu se prăvălise ca un val peste noua comunitate de credincioși, iar căile, metodele și valorile lumii în care trăiseră până atunci le apăreau în adevărata lor lumină. Mamona nu avea niciun loc în împărăția lui Dumnezeu. Nu era nevoie de banii cuiva pentru promovarea intereselor ei. Ucenicii vindecau la o scară de neimaginat. Dar nu cereau și nu așteptau aur și argint. Pur și simplu nu aveau nevoie de bani. La fel vă spun și dumneavoastră. Solia Îngerului al Treilea nu are nevoie de bani. Terminați-o cu toți acei care vă cer bani. Solia Îngerului al Treilea nu are nevoie de bani și nici o donație. Revin la întrebarea de la care am pornit. De ce au murit Anania și Safira? De ce au murit? În acea perioadă a avut loc un fenomen unic în toată istoria civilizației. A avusese loc ceea ce nu s-a mai întâmplat de atunci, revărsarea
Duhului Sfânt în măsură limitată. Împărăția se apropiase în cel mai real sens. Omenescul și Divinul era la un pas. Trebuia să aibă loc ploaia târzie și unirea omenescului cu Divinul, nunta mielului. Duhul lui Dumnezeu pregătea mica biserică creștină pentru evenimentul veacurilor. Revenirea șechinei la locul ei de drept. Deja Duhul Sfânt se revărsase peste ei în ploaia timpurie, iar efectele acelei intervenții asupra oamenilor erau spectaculoase și de necombătut. Nu s-au mai întâmplat în istoria bisericii niciodată. Prin ei se putea vedea puterea vindecătoare a lui Dumnezeu care era la lucru, cu aceeași experiență dovedită în Hristos, dar acum era la o scară și mai extinsă prin ceilalți oameni. Vă dați seama, trecea umbra și oamenii erau vindecați. Trecea umbra ucenicilor peste ei și oamenii erau vindecați. Asta era extraordinar. Și asta e doar lucrarea de început a Duhului Sfânt, în care Duhul Sfânt îi învăța că e mai mult decât minuni. Era vorba de faptul că ei trebuiau să priceapă că templul inimii trebuia curățit, astfel ca sfâșierea perdelei dintre cele două naturi să nu producă o lovitură mortală inimii credincioșilor. Să imaginăm templul uman și sfâșierea perdelei care ținea blocată cele două naturi, natura umană și natura divină, locul întâlnirii din sanctuar, ca să aibă prima reacție a slavei cerești, a caracterului lui Dumnezeu, vă amintiți în Sfânta Sfintelor. Pentru că neprihănirea și păcatul sunt incompatibile. Neprihănirea și nelegiuirea sunt incompatibile. Ele nu pot rezista împreună în aceeași inimă. Nu se poate așa ceva. Ori e legea păcatului și a morții, ori e legea Duhului de viață. Ori căsătorii cu Hristos, ori căsătorii cu omul vechi. Înainte ca Duhul Sfânt să fie întronat în ea, să se întoarcă în locuința de drept, păcatul trebuie șters, trebuie eliminat, trebuie curățit. Adus la starea inițială trebuie templul acesta. Dacă nu se întâmplă acest lucru, mintea intră într-o agonie și produce o sfâșire de inimă teribilă. Și aceasta era situația în care se afla micul grup al ucenicilor credincioși care vedeau efectele extraordinare ale acestei sfâșiri ale perdelei dintre cele două naturi. Au început să guste din puterea veacului viitor și să stea, să fie pregătiți fără mijlocitor în fața unui Dumnezeu sfânt. Și bineînțeles că viziunea lor s-a schimbat. Toate fascinațiile acestei lumi și sclipiciurile acestea cu care suntem noi atrași astăzi, lumea aceasta veche a lui Cabot și-a pierdut puterea de vrajă și interesul pentru binele suprem a început să se evapore pur și simplu. Și de aceea renunțau la tot ceea ce posedau în aceste lume, de dragul mărcăritarului de mare preț pe care îl găsiseră și care însemna totul pentru ei. Nu mai aveau frică de moarte prin care vrășmașul, știți, că ține întreaga omenire în robia păcatului și dădeau tot ce este. Nu veniseră ucenicii lângă capul morților să le spune dă-ne nouă clădirile spre slava lui Hristos și abia așteaptă să-și dea ultima suflare ca să o treacă în avutul bisericii. Nu se întâmplă. Din asta se întâmplă la ora actuală și știu cazul. Grija zilei de mâine încetase să mai reprezinte pentru ei o prioritate. Ei, într-adevăr, căutau mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Trăiau prezentul în lumina neprihănirii lui Hristos. Învățau să depindă doar de capacitatea protectoare a lui Dumnezeu. Experiență care atunci a fost pregustată. Asta era ceea ce se întâmpla în timpul de atunci. Imaginați-vă la ce scară trebuie să întâmple lucrurile cu generația noastră, că nu învăță numai cine l-a ucis Mananea și Safira. Da? E clar că Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat ca un val peste ei și a adus lumină nouă în templul inimilor lor care descopereau păcatul în toată hidoșenia lui. Da? Și ei au început să accepte și să dorească lucrarea de curățire a Duhului lui Dumnezeu. Ei au înțeles efectele devastatoare ale legii păcatului și a morții cu puternicul ei instinct de conservare care începea pur și simplu să cedeze în fața dragostei jertfitoare a lui Iisus Hristos. Legea Duhului de viață, asta a intenționat Dumnezeu să facă cu ei, trebuia să ia loc în templul lui Dumnezeu și să elibereze de frica morții. Și Anania și Safira nu puteau să exprime lucrurile în felul acesta, dar noi putem să ne dăm seama, prin lumina crescândă a solului îngerului al treilea, au văzut și ei la o scară mai redusă lucrurile nemaipomenite care se petreceau în grupul urmașilor lui Iisus Hristos. Au văzut toate lucrurile acestea, da? Și
au înțeles că aici se întâmplă cu totul special și au fost interesați și au devenit parte a acestei mișcări, au devenit membri a acestui grup și au început să frecventeze întâlnirile lor și au participat la viața comună și au observat că oamenii își vând averile și depun la picioarele apostolilor banii obținuți pe ele, fără ca aceștia să ceară, să le ceară. Gestul era o dovadă de credincioșie totală în adevărul mișcării. Era o puternică încredințare că împărăția a sosit și că nu ne mai interesează lucrurile viitoare. Și că e timpul să contăm pe făgăduințele lui Dumnezeu. Ucenicii chiar le spunea, Hristos ne-a spus că toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Venise vremea împlinirii profețiilor lui Isaia, care spune, veți socoti ca spurcate argintul care va acoperă idolii și aurul cu care sunt polite chipurile turnate. Ca pe o necurăție le vei arunca și le vei zice, afară cu voi de aici. Dar familia de tristă amintire era cu inima împărțită. A apărut un gând de îndoială, dar dacă toată agitația asta se va dovedi un fals, o farsă, dacă este așa un zel și o excitare de moment, așa un puseu sentimental pasager, mai ales că bărbații de frunte ai bisericii priveau cu suspiciune toată această agitație. N-ar fi sănătos și înțelept să păstreze o parte din sumă ca protecție în cazul în care noua mișcare ajunge într-o înfundătură? Și în situația financiară extrem de precară a vremii, când națiunea trebuia să plătească un tribut greu romanilor, că noi nu prea avem și noi tributul nostru, dar vă închipuiți ce situație precară era atunci. Aproape că gândul rațiunii îi spunea lui Anania și Safira, nu, e nebune să rămânem așa descoperiți, lipsiți de orice sursă de trai, că o să ne ajute Duhul Sfânt. Și au zis, vom găsi soluția. Ne vom dovedi loialitatea față de Dumnezeu oferind bani pentru înaintarea lucrării, dar oprim o parte pentru zile negre, în caz de eșec. Dacă ce se întâmplă aici este lucrarea lui Dumnezeu, vom fi salvați, pentru că am contribuit financiar. Dacă totul a fost o aventură, nu murim de foame. Da? Grație mișcării inteligente ca să ne acoperim spatele cu suma ascunsă sub saltea. Și în terminologia actuală, Anania avea abilități de manager ca să salveze business-ul în momentul de criză. Tragedia lor, fraților, ne arată că ceea ce se întâmplă când o inimă este împărțită între împărăția lui Dumnezeu și împărăția acestei lumi. Nu se poate ca să nu intre în contact direct cu slava neprihănirii lui Iisus Hristos. Nu se poate. Și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră veți realiza lucrul acesta. Ei au fost convinși că au dat lovitura. Și Anania vine și anunță plin de bucurie că s-a vândut moșioara și că donează lucrării lui Dumnezeu banii obținuți pe ea. Oamenii reacționează. Aleluia! Slavă Domnului! Și acum Anania se simte un membru de bază al noii biserici. Toți ochii sunt îndreptați către el și îl privesc cu apreciere și toți fericesc un suflet întors la Domnul cu toată inima. Toți sunt încurajați de puterea Evangheliei. Dar Duhul lui Petru este trezit la realitate de puternica influența Duhului Sfânt prezent printre ei. Și lucrurile stau altfel și trebuie corectate. Și Petru apelează la Anania, punându-i acele câteva întrebări pline de sens, pline de dragoste, pline de interes. Dumnezeu nu era ofensat că a fost păgubit financiar de suma aia care a păstrat-o pentru el. În declarația lui Pavel, un om peste care influența Duhului Sfânt se revărsase, se găsea lumina adevărului, care vrea să străpungă întunericul din mintea acestui om, ca realitatea să fie cunoscută și apreciată corect, primată de el. În noua realitate nu este o soluție ascunderea păcatului, ci înțelegerea și părăsirea lui. Cel mai frumos era dacă Anania ar fi căzut pe genunchi la
la fel ca David, și să mărturisească păcatul necredinței lui. Dar nu s-a întâmplat așa. De ce? Și motivul este sugerat în pasajul următor. O singură rază a slavei lui Dumnezeu, șechina Sfânta Sfintelor, o sclipire a purității lui Hristos pătrunzând în suflet, face fiecare pată de murdărie dureros de distinctă, expunând deformitatea și defectele caracterului omenesc. O singură rază de lumină. Ea aduce la lumină dorințele nesfinte, infidelitatea inimii, necurăția buzelor, faptele neloialității păcătosului prin care legea este făcută fără valoare. Sunt descoperite privirii lui, iar spiritul lui este zdrobit și chinuit sub influența cercetătoare a Duhului lui Dumnezeu. Adevărul, fraților, poate veni ca o rază plăpândă, ca o rază sfioasă și reținută cu efectele descrise mai sus. Adică un simțământ al păcătoșeniei în care sufletul este pur și simplu adus la zdrobire și la chin. Și când în situații excepționale adevărul vine ca un potop prin comparație, un potop de lumină, așa cum a fost după cincizecime, efectele asupra unei inimi împărțite sunt devastatoare. Când măhrama lui Moise ne protejează de slava lui Dumnezeu, lumina adevărului produce doar un dureros simțământ al păcătoșeniei, citind cu măhrama pusă. Suficient de puternic însă spre a-l face pe David să strige cu disperare, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic, cum a rămas pusă și el a căzut în mărturisire. Dar la revărsarea Duhului Sfânt, când a fost un potop de lumină fără mahramă în întâlnirea cu Sfânta Sfintelor, când lumina a venit de 7 ori mai mult, lumina puternică de care vorbește profetul Isaia, precum lumina a 7 sori, mahrama nu ne mai protejează de efectele mortale ale păcatului. Nu mai rezistă creierul și intră în agonie și produce sfâșire de inimă. Așa cum s-a întâmplat cu Anania și Safira. Le-a crăpat inima în ei când s-au întâlnit față-față cu slava și cu puritatea lui Dumnezeu. Și eu vă spun că dacă David s-ar fi aflat în grupul ucenicilor și el ar fi împărtășit soarta acestei familii prin experiența prin care a trecut. Sfâșiat pe loc de nelegiuirea gravă pe care ar fi descoperit-o în inima lui și ar fi crăpat inima în el. Cât timp slava lui Dumnezeu se ține departe? Efectul adevărului descoperit produce doar un dureros simțământ al păcătoșenei, care este binevenit. Dacă în slava lui Dumnezeu, descoperirea caracterului său, care este dragoste, se apropie în revărsarea abundentă pentru curățirea sanctuarului, așa cum stă să se descopere, pentru realizarea nunții mielului, efectul asupra omului cu inima împărțită este devastator. Cu inima împărțită, efectul este devastator. De aceea se explică textul din Isaia care spune că păcătoșii din Sion sunt îngroziți. De aceea apucă groaza pe oamenii cu inima împărțită atunci când Dumnezeu pregătește reproducerea în mod desăvârșit a caracterului său în poporul său. Vinul nou sparge la propriu burdufurile vechi și oricine își asumă ornamentele sanctuarului trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură în fața unui Dumnezeu sfânt. Da? Lucrarea de curățare, nu inimă împărțită. Când a murit Anania și Safira, erau în Israel mulți păcătoși. Amintiți-vă de tâlharul, la drumul mare, până la marele preot Caiafa. Biserica era o vitrină a celor mai oribile fără de legi. De ce tot aceștia nu au murit precum Anania și Safira? De ce n-au fost pedepsiți cei de la cruce, care l-au crucificat și care i-au făcut ce i-au făcut acolo? Veți spune, Israel nu mai era poporul lui Dumnezeu. Greșit! Israel a încetat să fie biserica lui Dumnezeu abia în anul 34, odată cu condamnarea lui Ștefan, atunci când marele preot a sfâșiat hainele oficiale pentru a doua oară înaintea poporului. Vedeți? Anania și Safira au murit deoarece, spre deosebire de toți păcătoșii din biserica vremilor,
s-au alăturat grupului din care Dumnezeu dorea să se descopere lumii, dar nu au vrut să se desparte total de spiritul, mentalitățile și practicile lumii. Au crezut că pot sta pe gardul dintre cele două împărății, acolo pe linia de despărțire, să profite de amândouă și să sară de pe gard la timp potrivit, atunci când nu vor mai exista dubii că una dintre ele se scufundă. Au fost atenți, aia, să vedem, nu ne pripim. Și moartea lor ar trebui să fie văzută ca o avertizare pentru cei care cred că pot veni la nunta mielului fără haina neprihănirii lui Hristos, că ni s-a spus acolo, în parabol. Pentru cei care vin cu inima împărțită, care își doresc sistemul de operare divin instalat așa numai pe o anumită bucată. Că nu se poate. Dar vor să păstreze și legea păcatului și a morții, având o relație cu Hristos. Atenție mare! Tragedia lor este o avertizare pentru noi, care suntem iubitori ai revenirii șechinei în templu inimii. Ne apropiem de momentul zilei ispășirii, de momentul când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său. Dar nu înțelegem că amestecul dintre nelegiuire și neprihănire este exploziv. Crapă inima în tine. Nu se poate să stai în fața slavei lui Dumnezeu care este iubire. Păcatul ucide. Nu Dumnezeu, păcatul ucide. Toți cei care nu vor înainta în slava crescând a solii îngerului al treilea, numind o lumină falsă, dar își vor asuma ornamentele sanctuarului, aviz îngerului bisericii la Odiseea, vor împărtăși soarta lui Anania la scara măreață în care arătăm cu degetul și spune că Dumnezeu face lucrurile acestea. Aceea va fi o dovadă eternă că păcatul pus față în față cu adevărul ucide, de cum li s-a spus în grădina Edenilor părinților noștri. Asta este realitatea. Iată ce s-a întâmplat cu Anania și Safira.